poduri cum stați? Păi cred că le-am atacat pe toate în momentul ăsta, mai puțin atacate toate, ultimul, nu? Pod care vine de nou, care era kilometru final, 12+600. Drumul județean 703G este un drum extrem de important pentru că este un drum turistic, dar este și un drum al oamenilor din această frumoasă zonă a județului Vâlcea. Drumul pleacă din Călimănești, după cum știți, de la Monument, merge pe Sălătrucel, Berii, Slăvești și la Șuici, în județul Argeș. Astăzi am început asfaltarea pe sectorul Berii, Slăvești, dar între timp se fac și lucrări la poduri, podețe, au început lucrările la trotoare, tot ce înseamnă rigole, sistem de circulație și vom continua lucrările pe acest drum care va fi modernizat și va fi unul dintre cele mai frumoase drumuri turistice ale județului Vâlcea. Cu ajutorul domnului președinte, proiectul acesta l-a ajuns și la Berii, Slăvești. Chiar dacă lucrările provoacă deranj și dacă zugrăvește acasă, ai deranj în casă, dar înțelegerea din partea cetățenilor a fost, nu avem niciun fel de problemă. E bine că am prins toamna, vara am văzut la Jiblea ce probleme au fost cauzate de praf. Lumea e mulțumită, nerăbdătoare să pună primul strat de asfalt.